Salut și bine ați venit sau revenit pe canalul meu, eu sunt Valentin și astăzi o să facem ceva mai special așa. Avem în felul următor basculare OMF electric și avem aici bascularea asta manuală cu firul ăsta electric. Cu tipul ăsta de telecomandă pe care se găsește pe toate basculabile, 3 tone jumate, 4 tone jumate, mă rog, 7 tone jumate electric. Și avem așa, avem un modul de troliu, așa, se poate vedea aici pe schiță, mă rog, n-are importanță, o dăm la o parte, nu. Așa, și avem telecomanda. Ce are deosebit, are blocare aici, ceea ce asta nu are. Și aici avem un modul cu 5 fire și avem negru, masă, roșu, alimentare, un fir alb și un fir galben. Acum nu știu care din ele o să vină, unul o să vină pe solenoid și altul o să vină pe electrovalva, pe supapa asta. Și avem un fel următor. Ăsta este firul a fost un Dorel care a făcut instalația. E firul de masă. Vine prins pe caroserie și aici avem firul ăsta negru, firul de alimentare care duce la borna bateriei. Aici avem plus, aici avem minus, nu pot să întorc pompa că am ulei în ea. Aici avem masă, firul ăsta albastru de masă vine și aici masă cum ar veni și aici avem plusul de la telecomandă și aici la electrovalvă avem plusul pe care o să vină iar de la telecomandă, acționat din telecomandă. Acum avem firul ăsta lung care era cu 3 fire și anume un firul ăsta de plus care se vede aici, ăsta cu gustul galben, venea în telecomandă, se făcea punte și când apăsai pe sus era firul ăsta care acționa pompa albastru și în jos apăsai butonul și acționa firul de la această electrovalvă. Cam asta e în mare parte, este destul de scurt, v-am arătat cum se poate adapta o chestie de asta la o pompă OMF, este un switch, ca să zic așa, cu un modul de control de la distanță, undeva la 50 de metri, se folosește la troliu, se poate lega foarte simplu și aici. Cam atâta pentru astă seară. La revedere!